moment. Și am trecut. S-ar putea ca la recurs să fiți achitat, s-ar putea să primiți cu suspendare, s-ar putea să primiți aceeași pedeapsă sau mai mare, nu știu. Sunt N variante. N variante. Poate fi trimis la judecare, pot fi casate, pot fi... Haideți să... iată, mai sunt și alte. Dar, recurs. Într-adevăr, e posibil să primesc în continuare 5 ani de închisoare cu executare. Există și această perioadă, posibilitate. Această posibilitate vă înspăimântă? Pe mine nu. Dacă ar fi să fie vorba de mine, nu. Îmi pare rău că sunt și alții care știu că au ajuns aici doar datorită faptului că eu sunt un om politic care m-am bătut cu Băsescu. Păi și-a meritat? Vedem până la urmă. Nu se termină viața aici. Ce înseamnă la urmă? Nu se termină viața aici. Părerea mea este că fiecare dintre noi plătim rău pe care îl facem celorlalți. La un moment dat. E un pic filozofic așa. Ba, poate, da. Filozofia asta e extrasă din adevăruri. Dumneavoastră aveți de plătit ceva? Vă referiți la... În sensul formulării dumneavoastră. Spuneați că fiecare trebuie să plătească pentru ce a făcut. Nu eu plătesc. Alții plătesc. Ce spuneți dumneavoastră acum? E ceva ce sperați așa la nivelul absolut, că forța divină, să eu știu cine, rezolvă lucrurile? Discutăm. Sau, stați puțin. Pentru că dumneavoastră ați fost întrebat de către un jurnalist la momentul în care s-a pronunțat instanța cu privire la faptul că ați fost ministru al transporturilor și Traian Băsescu a fost ministru al transporturilor. Și ați fost întrebat dacă aveți ceva, dacă ați găsit ceva în minister interesant din activitatea domnului Traian Băsescu. Și astăzi ați avut așa o formulare, vom trăi și vom vedea. Iată, mai trăit și să vedem. E ceva sau nu e? Domnul Gâdea, sunt lucruri multe din perioada aia. Și sunt mulți oameni care vorbesc. Nu mi-am făcut un scop în a demonstra neregulile făcute de predecesorii mei, de domnul Traian Băsescu. Atunci erau afacerile compensărilor. Vă repet, lumea vorbește. Adică cineva avea de încasat ceva de la stat și totodată mai avea de plătit în altă parte. Se cumpărau creanțe cu 20, 30, 40% și se făceau niște sume uriașe pentru că valorile erau incomensurabile. Și cum v-am spus, oamenii vorbesc. Dar sunt convins că nu mi-au spus numai mie sau nu mi-au arătat numai mie, au arătat și altora. Nu mă interesează. Pe mine mă interesează.